Gata, continuăm. Nu pare foarte rău. Această inegalitate care a fost atât de frumoasă. Nu i-am mai dat. Rămâne numai prima variantă, cea care am văzut-o. Au fost câte momente de inspirație foarte. Au trei, iar patru, domn profesor. Patru. Și acolo când ați avut inspirația să trecem pe A, B, de sus la, la numitor. Deci șase asta, nu? Da, apare la patru. Deci patru. În primul moment, inspirație, ăsta în care... Da. Al doilea când am notat cu X. Al doilea moment ăsta. Da. Al treilea când... Al treilea. Deci, al treilea. De acum mă duc, îl organizez tot. Și... Al treilea când mă duc și înlocuiesc pe X cu cât înlocuiesc pe X cu 2, de a da. Duce scad 16. Da, da. Al treilea moment, important. Da, și al patrulea. Și al patrulea când muncim aici. Acolo. Da? Muncim corect. Aici și ne construim. Al patrulea moment. Foarte, foarte tare inegalitatea așa asta în final. De aici, Miruna și toți cei care ați participat, ați înțeles că proful online comunic, în afară de faptul că comunic sau... arăt cum trebuie muncit și o atitudine, o altă atitudine în fața necunoscutului. Încrederea în tine. La clasa a patra, la clasa a cincea, am făcut un algoritm. Pașii pe care trebuie să-i parcurgem când rezolvăm o problemă. Pasul 1. Încrederea în tine. Este esențială. Dacă tu te apuci de o problemă și nu ai încredere în tine, n-ai nicio șansă să o faci. Corect. Deci crezi în tine. Corect. Eu am crezut în mine. Nu total, că zic, băi, îmi vor încerca Vasile. Dar nu ura nimeni, dacă... Dar nu-i nimic. Și dacă n-am să o pot face, exact. Ce, la prima citire, rămâne exact. Să o vedem noaptea asta, mâine. A doua chestiune. Problema odată înțeleasă, îți aparține de nu mai ai nimic de făcut decât acea problemă până când o rezolvi. Deci, din clipa aceea, ești al problemei, nu mai ești al tău. Nimic altceva nu te mai preocupă. Până când problema ce nu o faci. Vă spuneam profesorul meu de fizică că mă socotea colegului, nu nicio clipă elev. Din clasa 10-a când am avut cum... Asta vă dădea și o încredere, domnul profesor. Deci vă dădea și o încredere ca și elev. Veneați cu drag la școală când știați că aveți atâta... Da, deci profesorul când a descoperit că eu am ceva nativ la fizică și că simt fenomenul fizic atât de bine, el stătea cu ochii numai pe mine, țintiți, v-am povestit, și nu putea să-și facă nimic decât dacă el dădea acceptul. Da. Exact. Deci nu mergea în tot demersul lui la predare, decât cu ochii pe mine și dacă... Și când l-am prins că spunea o chestiune care nu era în regulă ca fenomen fizic, i-a spus, nu, aici nu e posibil așa. Și atunci eu m-am muțit. Nici nu putea să greșească, dragul ea. Păi n-avea voi... Dar a avut cea mai frumoasă atitudine. Mi-a era, dacă sunt profesor, acum nu fac decât să copii pe acest mare profesor al meu, din la Podul Turcului, care a avut forța să spună, când colegii mei toți au sărit pe mine și erau, stai băi jos acolo, ți-i rușine, bă, cum ți dai tu, cum ai tu, tu ești nerușinat, bă, tăi. Așa, ca să intri în grații profesori și ridicau tonul cât mai tare ca... Mă rog să aud de profesorul că ei i-au sărit în ajutor și vocea lui să fie recunoscută. Să zic, băi, îl țin minte pe ăla că uite ce bună, ce băiat bun îi băi, dau un punct în plus când l-a las cu mâine. O sărit și m-a salvat. După un sfert de oră discuții cu el la catedră, m-a sărit la catedră, că la karma nu mai putut înțelege. M-a sărit la catedră și am spus, după un sfert de oră, spus, liniște. Îi mulțumesc lui Orson. Are dreptate. Are dreptate. Am predat-o prost până acum. Îi promit că de aici încolo voi preda așa cum mi-a spus ea. Adică acum am înțeles-o și eu. Superbă chestia asta. Este extraordinar. Deci așa asta a fost atitudinea unui om. Vezi, corect. Da. O atitudine corectă. Și da, eu din clipa aceea am devenit colegul lui, nicio clipă, elev. Venea și ultima seară m-am chinuit cu o problemă la din gazetă, mă, nu mai ieși, mă, vrei să te uiți tu la ea? Hai, asta era atitudinea. Niciodată nu o să mai dăm pe ziua de azi, așa ceva. Și eu, dacă a doua zi aveam două teze de dat, putea să fie testele de pe lume. Nu m-a interesat nimic. În noaptea aceea stăteam, făceam o noapte albă cu problema dată de profesor. Și nu părăsa și nu făcea. Și nu neapărat îmi reușea.
Dar el sesizase că aveam aparatul matematic foarte bun, fenomenul îl simțeam și atunci spune ăsta, facem orice. Face, gata. A doua zi, când ajutorul Dumnezeu mi se întâmpla de reușeam. A doua zi, nu-mi trebuia nimic. Eram cel mai bucuros om de pe planetă. Și el venea, căutam să apar și eu în fața lui pentru început, prima dată. Dar mă vinte și mă căuta. Zice, ce fac cu problema? Să căutați, mai ieșit așa în fost un profesor, așa, așa. Păi, ești bun, ești tare. Ești mai tare ca mine. Superbă chestia. Extraordinar. Că trebuie muncă multă, doamnă, încă o dată. Da, foarte multă muncă. Nu se obțin rezultate. Pe acolo sus, pe Everest, când ajungi, cu dentiștul steagul acolo, nu o să face așa oricum. Aici, Prof Online, astăzi, când face treaba asta unică în lume, este pentru că eu cred în ceea ce fac. Deci este, cum să vezi, manifestarea mea de credință, de suflet. Și de bine. Da? Deci eu asta știu că voi reuși. Că ei se împotrivesc cu toți miniștrii, cu prim-miniștrii, cu toate cu președinții și așa mai departe, e problema lor. Atați că rezultatele vorbesc de la sine. Acum a început să peste ei. Da, peste ei vor vine rezultatele. Dar deja au venit 30% să ia la matematică. Exact. Strigători la cer. Și da. La 8-a, și la 12-a, și la 11-a. Deci la... este un moment de panică. Exact. Deja se discută pe... Deci canalele de televiziune, pe radio... Deci toată lumea spune, nu mai putem continua. Mai da, mai renunțăm la română și mai băgăm ore de bani. Dar ei știu că există Prof Online, ce-i drama mare. Știu că există Prof Online și în loc să facă asta public, să iasă președintele țării, să iasă prim-ministru. Dom'le, până când noi mai reușim să facem ceva, dragilor, aveți pe Prof Online. Asta mă nebunește de durere. Aveți pe Prof Online. Omul acesta de 4-5 ani de zile are, iată, acum 900 și ceva de lecții. A făcut și 1000 de lecții. Am această minunăție. Parcă nu sunt eu, atât vreau să vă spun. Ei, și am această, în loc să spună, beneficiați cu toții până când nu mai găsi o idee. Și profesori, și toți. Învățați să predați o colecție. Da, și în loc să reducă și orele de română, mai bine ar tăia alte obiecte care nu ne interesează și să se facă mai mult ce trebuie. Du-te spre copil și învață să gândească. Exact. Da. Să aibă o tragi, să te duci, cum se spune, să te duci cu nerăbdare să ajungi la școală, să pleci cu bucurie la școală. Exact, domn profesor. Ce stresul ăsta? Ne bate în joc de intelectul copilor. Este să se pregătească. Cum săracii? Că nu-i zi de test, nu-i zi de aia, nu-i zi de aia, au 16 obiecte. Este o agresiune fără margine asupra copiilor ăsta. Deci sunt mutilați intelectual, sunt batjocoriți de acest sistem păgubos, care în loc să-l învețe să se gândească, v-am povestit, eu nu învăț formulele, măi copii. Exact. Nu mă interesează, eu învăț cum să ajung la formulele cele. Când mi se întâmplă să uită o formulă, trebuie să știu să o demonstrez. Nu trebuie să îmi pun așa ca într-o găleată, să spun, ca într-un sac informațiilor peste alta, păi nu să amestec acolo, nu mai ai nicio șansă de scoți. Exact, chiar era o discuție pe radio astăzi, s-au gândit ei că la 8-a se bagă limba latină și s-au gândit, de aia au zis că mai taie din orele de română. Să bage limba latină la 7-a, unde ei la 7-a au atâta informație nouă, mi se pare cea mai grea clasă de pe gimnaziu, așa, să o bage la 7-a, ca să se lucreze mai mult la matematică pentru capacitate la 8-a. Mă, fraților, limba asta latină, cui îi trebuie? 2%? Cui îi trebuie pentru să meargă la facultatea de... Da, sau cei la filologie. Păi, dar bagă-le lor pe nas latină. Dar au posibilitatea pe internet acum să fiecare, dacă are nevoie, exact, să vadă partea vrei de latinitate. Vrei chineză, latină, vrei nu știu ce. Partea vrei... de latinitate, să spunem, istoricul. Poporul, istoria poporului român și toate chestiile astea. Dar el acum, exact, el are niște urgențe. Exact, domn profesor. Cum să se împartă bietul el? Cum și să latină, facă și latină, și aia, și aia, și aia, și aia. Ei, era o poveste. Am înțeles că o să ne mai bage și educație sexuală, și educație... O să fie... La revedere, dragilor. Hai să ne oprim. Da, oprim. Te rog să oprești. Să mă duc repede.